Dragi frați și surori, aș vrea să citesc câteva versete ca să vedeți în a cui prezentă suntem noi în locul ăsta. Citesc din Apocalipsa 4 câteva versete, după care tot din Apocalipsa 5 câteva versete, dar câteva gânduri și ne rugăm ca Domnul să ne umple cu Duhul lui cel Sfânt și putere, frați și surori, că avem nevoie. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumire celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Slavă. Își aruncau cu mâinile înaintea scaunului de domnie și ziceau: vrednic ești, Doamne, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, amin, cinstea, amin, și puterea, amin, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Apocalipsa 5, citesc de la versetul 11 până la 14 inclusiv. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făptuilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul mutul lince. Numărul lor era de 10.000, de ori 10.000 și 1.000. Ei zicea cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea și slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și al mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau: amin. Și cei 24 de bătrâni s-au rugat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Amin. În fața acestui Dumnezeu ne-am adunat aici. Pe toți de aici Dumnezeu mi-a făcut niște făpturi vii. Amin. Mi-a făcut niște pietre vii. Amin. Mi-a cioplit, mi-a dăltuit de-al cum o știut mai bine să potrivim în clădirea Lui. Și pe fiecare ne-a pus la locul nostru. Și pe fiecare Dumnezeu are pretenția de la noi să-i fim sinceri, amen, să fim serioși, amen, să fim loiali, amen, și să nu ne potrivim chipul veacului ăstuia, ci să ne face prin înnoirea minții noastre, amen, ca să deosebim voia lui Dumnezeu, amen, cea bună, plăcută și desăvârșită. Că voia Domnului cu privire la noi în sfințirea noastră. Amin. Noi am fugit de obiceiuri, am fugit de dati, am fugit de zile, am fugit de anumite lucruri. Noi astea nu le mai ținem, nu le mai amintim. Noi am murit față de El. Dacă Duhul Sfânt e în noi, păi Duhul Sfânt e apropie de cer, de cuvântul Lui, de lucrurile sfinte, de lucrurile care cerești. Ați văzut ce am citit aici în Apocalipsa? Îngerii, făpturile ale vii din cer, cei 24 de ani care stau în jurul scaunului de domnie, strigau: sfânt, laudă, cinste și onoare. Ce mai am citit aici? Că orice făptură din cer, din pe pământ, de sub pământ, din pe mari, din pe oriunde, ce să facă? Să slăvească pe Dumnezeu. Să-i dăie cinste celui viu în vecii vecilor. Frații, hai să fim serioși. Amin. Hai să fim sinceri cu Domnul. Amin. Cui lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Domnul, vă dă cu mână largă. Frații, noi am venit aici în prezența lui Dumnezeu. Eclesiastul spune că toate lucrurile își au vremea Lui. Plânsul își are vremea Lui, râsul are vremea Lui,
toate și la vremea lor. Dar astăzi, în vremea în care suntem, vremea noastră e să ne uităm țintă la Domnul. Ajută-ne, Doamne. Și să strigăm către stânca mântuirii noastre. Aleluia. Să strigăm către Domnul. Amin. Pentru noi și pentru ființele noastre. Aleluia. Pentru că s-a arătat aici, era o linie aurie foarte mare, lungă. Și înaintea Dumnezeu aici era prezența Domnului. Era însuși Dumnezeu. Și acolo de la linie ne așteptau că noi toți Domnul așa în linie fiecare. Fiecare după cum ne punea Domnul la rând. Și la fiecare vinea Domnul și se uita începând de la cap până la picioare. Cum ți-i haina, cum ți-i călțămintea și zicea ce-i în spatele tău? Întreba Domnul Sarafa și mă întreabă pe mine și pe dumneavoastră, ce-i în spatele tău? Doamne, ne uitam fiecare în spatele nostru și vedeam așa, cum ar fi partea aia acolo, o mare învolburată, o furtună foarte mare. Și noi voiam să facem ceva. Aici ne spunea Domnul că sunt încercările noastre, sunt gândurile noastre, sunt frământările noastre, sunt că noi știm ce facem ceva. Din orice problemă, noi cu mintea noastră, rapid descurcăm lucrurile, rapid construim ceva. Și Domnul întreba pe fiecare, ce ai început să faci peste marea asta? Am început să caut eu o sursă de scăpare, să fac un miculeț pot să trec. Și atunci Domnul îi spunea, măi omule, n-ai citit în Scriptură că scris că cine sighește casa pe nisip, vin valurile și o duc? Dar cine sighește casa pe stâncă, aia rămâne veșnic? Amin! Păi măi, eu cu, zicea Domnul către noi în seara asta, mă, cu scăparea, cu ajutorul, cu micul de-a scăpa de ea, îți eu Domnul! Amin! Tu stai în prezența mea, uite-te la încălțămintea ta, uite-te la îmbrăcămintea ta, uite-te la mine în seara aceasta și te-a tras o linie ca să nu treci! Lasă că eu pregătesc un post și dacă, și în momentul acela când noi eram în fața la Domnul și care asculta, i-a arătat Domnul din spatele tău. Vezi, ce vezi? Doamne, văd un pod. Așa era de rezistent, de tare. Nu zice, acum treceți peste marți, peste partea cealaltă, peste podul ăsta. Că podul ăsta, eu l-am făcut, zice Domnul. Glorie, Domnul! Pentru că zice Domnul, eu sunt ajutorul și adăpostul în orice vreme. Stânca de viacuri, îți eu Domnul, turnul de scăpare, îți eu Domnul, cetățuia ta, îți eu Domnul, barca de salvare, îți eu Domnul. Zidește-ți casa pe stâncă. Amin. Și stânca aceea asta e Hristos. Amin. Pentru că Hristos a hrănit milioane de oameni în pustie 40 de ani. Într-un deșert, care mână de om nu a putut săpa o fântână, dar Dumnezeu a deschis o stâncă. Aleluia, Domnului! Nimeni nu a putut să stai un porc sau ceva acolo să mănânce carne, dar Dumnezeu a plouat cu carne de sus. Nici o femeie din Israel nu a putut frământa pâinea să cocă turtele alea, dar Dumnezeu a plouat mană din cer ca să dea hrană poporul. Încărțămintea nu i s-a uzat nicicum, adică nu i s-a învechit. 40 de ani prin deșert, ziua cu nor și noaptea cu stâlp de foc, ca să le arate cât e de puternic Dumnezeu. Astăzi ne arată nouă Dumnezeu cât e de tare El, dacă te încrezi în El. Dacă te rogi înaintea Lui, El coboară la tine. Amin. El coboară la tine. Amin. Numai tu trebuie să fii înaintea Lui ca un om încercat. Amin. Care parte drept cuvântul vieții. Amin. Și care nu are de ce să se rușineze. Când îți îndoși privirile spre El, te luminezi de bucurie. Amin. Și nu ți se umple fața de rușine. Amin. Când strigă un nenorocit, Domnul îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăpără în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustăm în seara asta ce bun e Domnul, ce bună-i stânca mântuirii noastre.
Nouă astăzi nu da Dumnezeu berșug de pâine, nu da berșug de haine, nu da berșug de încălțăminte, nu da berșug de carne, nu da berșug de pâine, de apă, de tete, nu da Dumnezeu de tete. Dar aș vrea seara asta, pe lângă este pământești care le avem, n-aș vrea împreună cu mine să ne ardă Domnul inimă. Domnule Dumnezeule mare, în seara asta aș vrea să mă bogățesc spiritual. Aș vrea să beau din izvorul tău care cunde de supravo casă tare, să beau pe săturace. Doamne, aș vrea să mânc de pâinea vie care îmi dă viață ca să mă satu. Doamne, aș vrea să mă îmbraci în haina mântuirii, să mă îmbraci cu Duhul Sfânt. Că vine vremea când trebuie să dau socoteală pentru credința mea. Vine vremea când problema îmi bate în casă, boala îți bate în casă, năgazul, talazul îți vine în casă. Atunci ce faci? Le vine gândul să râzi, să ai alte idei? Te pleci în gerunț. De ce nu acum bune liniște și pace? Acum ai harul și am harul să stau înaintea lui Dumnezeu. Am harul ca Doamne, așa cum ai călăuzit pe poporul tău, m-ai călăuzit. Doamne, îți mulțumim că pământești avem, dar aș vrea să am și spiritual. Să fiu umplut de apa ta, de apa ta, e o dulce proprietare. Iisuse, apă ta! Iisuse, pâine!